FCM Dunărea a încheiat un sezon horror. Echipa gălățeană a acumulat doar 3 puncte și a fost ciuca bătăilor în seria întâia ligii secunde. Cuvântul corect din punctul meu de vedere cred că ar fi catastrofal. Deci indiferent din ce unghi am privit situația, ajungem la concluzia că din tot ceea ce ne-am propus am reușit între ghilimele să dăm cu piciorul la orice și să nu realizăm nimic. Ideea e că ne aflăm într-un punct în care nu ne-am aflat niciodată, indiferent la ce nivel a activat Dunărea Galați, niciodată nu s-a aflat într-o astfel de situație. Glumind, putem spune că ne aflăm totuși și pe un prim loc, pe primul loc la nerealizări, luând tot ceea ce înseamnă campionate naționale, e Liga 1, Liga 2, Liga 3, nicăieri nu o să întâlnim o astfel de situație în care să nu reușești obține nicio victorie. Auraș Brașovean nu mai are puterea să glumească vis-a-vis de parcursul dunărenilor în acest campionat. Să reușești în cele 3 luni pe care le-ai parcurs din acest sezon, lunile de toamnă, să obții câte un punct în fiecare lună, este un lucru care cred eu că poate candida și la, din punct de vedere negativ, la cartea recordului, să faci un singur punct pe lună. Jucătorii Dunării nu pot decât să plece capurile și să-și asume greșelile comise în sezonul de toamnă.